Unii le ignoră, alții devin aproape obsedați de inventarierea lor. Caloriile sunt o temă eternă în lumea dietelor și a fitness-ului, iar din dorința de a simplifica procesul slăbirii, ele sunt etichetate în fel și chip. Poate ai auzit despre calorii bune versus calorii rele. O împărțire care te poate face să crezi că alimentele sunt ca personajele din bazme, ori făt frumos, ori zmeu. Termenul de calorii goale se folosește tot mai des pentru a îndulci într-un fel împărțirea calorilor în bune și rele și a reduce stigmatizarea unor alimente. Totuși, calorile goale sunt văzute în continuare ca un personaj negativ în nutriție, deoarece când sunt consumate în exces, pot duce la kilograme în plus și favorizează problemele de sănătate ca boli cardiovasculare sau diabet zaharat tip 2. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Dar ce sunt caloriile? Caloriile reprezintă o unitate de măsură care arată capacitatea alimentelor de a fi transformate în energie de către organism. Fiecare persoană are un anumit necesar caloric zilnic în funcție de vârstă, sex, greutate, activitate fizică pe care organismul folosește ca să asigure funcțiile biologice de bază, să acopere desfășurarea activităților cotidiene sau mișcarea în scop sportiv. Pe lângă calorii, alimentele furnizează și micronutrienți valoroși pentru sănătate, cum ar fi vitamine și minerale. Alte alimente nu vin cu acest bonus, ci doar cu un număr de calorii, adesea unul semnificativ, motiv pentru care se consideră că oferă calorii goale. Așadar, nu te lăsa indus în eroare. Caloriile goale sunt o sursă de energie, la fel ca oricare alte calorii, doar că nu oferă aproape deloc beneficii nutriționale. Deși pare un termen ales la întâmplare, există și o definiție a caloriilor goale. Sunt acele calorii provenite din alimente care conțin și grăsimi saturate și acizi grași trans și zahăr adăugat. În exces, aceste două categorii de produse cresc riscul de boli cardiovasculare și alte probleme de sănătate. De exemplu, ghidurile nutriționale din Statele Unite recomandă limitarea consumului de calorii goale la maxim 8 până la 20% din consumul caloric zilnic. Iată care sunt principalele surse de calorii goale. Mezeluri, prăjituri și produse de patiserie, gogoși, înghețată, bomboane, cartofi prăjiți, brânzeturi foarte grase, produse fast food, sosuri, sucuri, băuturi energizante. Zahărul și grăsimile solide sunt folosite pe scară largă în industria alimentară pentru a face produsele mai apetisante. Însă astfel se adaugă și mai multe calorii, calorii goale de care consumatorii nu sunt mereu conștienți. Mai ales în lipsa activității fizice, e ușor să se acumuleze extra calorii depozitate în corp sub formă de grăsime, care în timp determină creșterea în greutate și chiar obezitate. Trebuie să nu mai consumăm deloc alimente care conțin calorii goale? Nu neapărat, dar este important să reduci cantitatea și frecvența acestor alimente din dieta ta. Mulți oameni exagerează cu consumul de fast food, dulciuri, sucuri și alcool. Un studiu realizat în Statele Unite, pe un eșantion cu vârste de 2-18 ani, a arătat că aproape 40% din totalul caloriilor consumate au fost sub formă de calorii goale. Grăsimi solide și zahăr adăugat depășind cu mult limitele maxime recomandate de 8-20%. O strategie pentru a consuma mai puține calorii goale este să înlocuiești unele alimente cu variante mai nutritive și mai slabe caloric, cum ar fi brânzeturi mai slabe în locul celor foarte grase, pui fără piele preparat la cuptor în loc de pui prăjit, iaurt simplu plus fructe proaspete în locul iaurtului cu fructe din comerț, carne slabă în loc de carne cu multă grăsime, fulgi de cereale în loc de cereale pentru mic dejun cu siropuri și zahăr adăugat, apă sau aceeuri de plante în loc de sucuri, pizza făcută în casă cu puține ingrediente în loc de pizza cu toppinguri grase. La final, să tragem o concluzie. Soluția este să fim conștienți că alimentele pe care le mâncăm zilnic pot fi mai nutritive sau mai puțin nutritive. Unele ne aduc calorii și nutrienți importanți pentru sănătate, altele ne aduc doar calorii și zâmbete, iar altele toate cele de mai sus. Nu este nevoie să transformăm prăjiturile sau cărnații în dușmani, ci să fim conștienți de ce punem în farfurie și cum ne influențează sănătatea, energia și starea de spirit. Dacă în cea mai mare parte a timpului alegem alimente pline de nutrienți, acestea vor compensa goliciunea calorilor din alimentele nu atât de nutritive. Sper că aceste informații ți-au fost de folos.
dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.